La telefon, bună seara. Bună seara. De ce nu vă duceți pe Rapid să jucați, domnul Becali? Pentru că mă duc la mine, acasă, la Steaua. No, nu e casa noastră. Mea și care e Steaua aia mea. Nu e casa noastră, vă contrazice proprietarul. Mă lasă să vorbesc, m-a întrebat. Păi, da, dar nu putem să... Ca așa zic și eu, casa mea e casa poporului, dar nu e. Stai puțin, m-a întrebat. Da, da. Dacă, atunci nu mai răspund dacă nu mă lasă să răspund. Vă rog. Mamă. Bun. Pentru că acolo am făcut investiții de vreo 3 milioane de euro, că am plătit vreo 2 milioane de euro prin hotărâre jucătorească în alta acute, impozite și taxe. Deci vreo 5 milioane de euro investiții acolo pe terenul ăla și impozit la statul român. Și pentru că am adus în țara românească 200 de milioane de vânzare jucători și din participări și m-a dus să joc pe Ghencea, unde acolo s-a născut echipa mea și echipa mea FCSB e Ghencea și e Steaua. Nu, Steaua nu e că iarăși vă contradice justiția. Păi nu mă contradice justiția. Justiția nu s-a terminat încă. Cu numele da. Și cu păi, sigla, da. Păi dar nu. Păi nu. Și cu numele, cu ce și cu numele. Păi stai să vedem că avem procese. Deocamdată. Aia, vreau să spun în ceea ce se întâmplă deocamdată. Când se vor termina altele. Da, deocamdată văd că există o hotărâre care spune că noi avem palmaresul. Că a avut CSA-ul și a continuat. Noi avem palmaresul și continuat, acum, da, continuat. Cel da, lucru. Suntem continuatorii. Ce înseamnă continuatorii? Suntem noi care am continuat. Poate cineva care s-a născut acum un an să aibă 50 de ani, ei s-au născut acum 10 ani. Da. Nu se ei poate, dumneavoastră se poate să vă fi născut acum 2 ani să aveți 50 de ani. Pentru că până la urmă dumneavoastră trebuia să o luați de jos, domnul Becali. Trebuia să o luați de la nivelul la care a fost ăla, nu de jos. Așa mi se pare. Nu mesteți în locul lui Steaua, da. Atunci veniți în Liga 1 și de acolo funcționați, de acolo începeți. Păi n-a rămas în Liga 1 echipa domnului, nu înțeleg nimic ce spuneți. N-a rămas în Liga 1 echipa domnului Becali, a rămas. Ea este continuitoarea sportivă, care și-a pierdut identitatea ducată ca urmare a unor hotărâri judecătorești. Bun, ideea este următoarea, ceea ce sperie pe toată lumea. Jandarmeria a început să adune lideri de galerie, facțiuni și așa mai departe, ca să înțelegem, ca să discute cu două săptămâni sau cât înainte. Nu, mâine o să facem mâine plângeri penale să vedem aia care au fost cu sicriul și cu măștile. Au fost, da, au venit unii în Ghencea cu niște sicriu și o cruce. A venit tare cu moartea, să vedem. Nu trebuie să facem așa. Da, eu să spună că a fost un pamflet. Da, da, nu, pamflet, nu facem pamflet aici. Da, întrebarea este, nu vă e teamă că toată chestia asta va degenera și că veți avea cumva o parte în responsabilitate în treaba asta? Păi dar nu mai ies din casă, că știi de ce, să nu cumva să lovească unul cu mașina pe unul, că se uită la mine, că m-am uitat la Becali și nu mai ies din casă, să nu am responsabilitatea. Păi uite, na, uite, îi vezi? Cine sunt toți? Bun, dar aștia sunt peste tot în lume. Asta e Peluza Sud. Sunt peste tot Peluza în lume așa ceva. Uite aia din față, de exemplu, aia trebuie arestat. Și gata. Corect. Aia care au cu moștia... Bine, domnule, atunci, fost dumneata, eu așa cred, legea te respectată. Voi respectați legea. Da, legea. Am înțeles ce spuneți. Dar eu zic că te respectată legea, eu așa cred. Dacă voi ziceți că nu te respectată și facem ce zic unii, atunci face stată cum vreți. Nimeni nu spune că nu trebuie respectată legea. Ideea este că, degeaba spunem că trebuie respectată legea dacă se creează condițiile să nu fie respectată. Cum adică, cu alte cuvinte, nu ți-e frică să ai responsabilitatea? Adică cu alte cuvinte, pleacă bă, din România că ai responsabilitatea să se întâmple ceva. Ce? Responsabilitatea o au jandarmii și miliția. Și ăia care fac pușcării arestați. Ce? Veniți la stadion în Ghencea? O să vin când o să vreau, acum nu vin. Nu prea. Păi, de ce n-ați venit? Ce motiv mai nimerit decât un meci cu Dinamo? Păi ce să văd? Meci cu Dinamo 17-0, ce să văd? Da, o să vedem dacă e 17-0. Că... Păi dar nu, o să vin, de exemplu, în Ghencea, când o să fie un meci important de cupele europene. Atât. Ce să caut la mai văzut pe mine la meci? Păi nu i-a spus că luați pe premier, mare bine ați făcut, în paranteză, când a spus că luați de sub braț și mergeți în Ghencea. Da, dar nu mai vin, pentru că a făcut plângere de trafic de influență și ca să nu cumva
să avem motiv de probă de anchetă. Numai. Bă, unii ar specula că vă e frică, că vă e teamă să ajungeți în Ghencea în condițiile astea. Păi mi-e frică atunci. Băi. Păi dacă mi-e frică. Așa mă știți vreodată, mi-a fost vreodată frică de cineva în viața mea. M-a știți vreodată fricos. Mi-a fost vreodată vă frică de cineva. Păi trebuia să vă fie dumneavoastră frică odată, acum. Întrebarea e următoarea. Eu m-aș duce să fiu în locul dumneavoastră. Păi dar nu mă duc, că nu fac, adică pentru ce să mă duc, ce treaba? Nu, păi să arătați că dar spuneți-mi, chestiunea e clar stabilită, ați primit indicații, sau simt, informația clară că veți juca acolo? Nu știu eu deocamdată, voi spuneți. Se pare că lucrurile așa sunt și că ministrul apărării a dat un ordin. Asta e iarăși o chestiune interesantă. Trebuie să dea un ordin în prim premier, ca asta să audă toți, că el ar fi zis. Eu nu știu, voi știți, voi m-ați informat, eu nu știu asta. Eu nu poate știu se întoarce, de asta zic că unul dintre liderii de galerie de la Steaua au spus, domnule, deocamdată doar au spus că se poate, dar n-au zis că păi e. Nu, dar acum vrei să spun ceva? Vrei să facem pe bătaie? Ce să facem? Să se bată cu peluza nord atunci. Nu, să nu se bată nimeni. Păi da, asta spuneți, că să-mi fie frică că... Păi că nu... mi-e frică că se întâmplă incidente. Asta nu înseamnă că vrei să fie scandal. Păi, dar poate să fie și dacă vrei, nu vrei. Păi dacă vor cu bătaia să se bată ei să 500 bată. Cu aia 50.000. Ei să se bată. Există, scuzați-mă, a apărut informația că a existat ce a făcut diferența, nu știu dacă e adevărat, vă întreb. Este că nu ați mai cerut să încheiați și să se pună la dispoziție stadionul, e adevărat? E un alt termen, o altă exprimare. Nu știu eu, nu știu eu, nu știu eu nimica pe cuvânt, abar n-am. Voi spuneți, nici nu știu. Eu ce am auzit în presă că s-a rezolvat și că nu știu ce și că joacă pe Ghencea. Nu știu. A, deci nu știu. Deocamdată sunt în zona informațiilor care trebuie care să le aveți se... voi, de la voi le aflu și eu. Da, da, e clar că există, sigur că există adevăr în această poveste, dar până când nu ați făcut cererea să jucați... Ce știu că Ciolacu... În ședința de guvern ne-a spus să rezolve problemele, să revină la normal, ce înseamnă legal, ce înseamnă FCSB și Ghencea. Că e anormal cu o echipă care nu este... Informația echipă... venit de la Digi24, de la Ministerul Apărării. Deci asta este... Bun, gata, atunci ce mai vrei? Asta este... Da, da. Se bați pe ei. Asta înseamnă că o să faceți cerere să jucați și pe ce alte meciuri acolo, de acum înainte? Păi o să jucăm în funcție de... rețetă financiară. Adică cu Dinamo jucăm acolo. Că jucam pe Național Arena dacă nu e, dacă era liber. Deci nu mai era scandalul ăsta. Eu nu vreau să fac ceva ostentativ. Că nu trebuie mie acum, ca pe vremea când eram mai tânăr, mă instigam și eu și îmi plăcea să vă bat cu ei. Dar acum, că vreau să le demonstrez eu. Dar acum eu nu mai vreau așa. Eu nu vreau să pun eu, adică ostentativ, să pun eu monopol pe stadionul lor, că este al lor. Bun, că este aua, e echipa lor, pentru el a făcut ce se aia, așa e. Dar, deci eu nu o să mă duc acum, pun monopol, jucăm noi numai acolo. O să jucăm câteva meciuri. 5-6 meciuri. Pentru nu am eu treabă ca să mă cer cu ei, nu mă interesează. Florin Talpan spune că e o încercare, o cerere mascată, prin care se încearcă să dorește câștigarea dosarului cu palmaresul și prejudiciul de 37 milioane de euro, să arătați că v-ați împăcat. Păi dar care e prejudiciul? Păi ei acum au 10 ani, anul ăsta fac 10 ani? Da. Când 2013-2023, da? Da. Ei. 11. Steaua, au 10 ani aproape, nu, 10, da? 10, da. 10 aproape, bun. Și să vină să spună câți bani a câștigat din vânzarea de materiale cu marca. Da, nu știu. Înțelegi? Câți bani ați câștigat, câte tricouri ați vândut, câte șerci, câte chiloți, câte Adidas, câți bani ați câștigat din vânzarea mărcii. Așa, deci, și dacă vă spun ce înseamnă, că atât ar trebui să le dați? Păi nu, atâta pe durată să de 10 maxim, ani, dar ei nu pot cere. Domnul Mironică, domnul Nau. Aia, dacă deci am ajuns și... Nu, Mironică, nu, nu, eu am vorbit
Am vorbit azi cu el, cu Mironică, și am greșit. Nu, glumești și eu foarte bine. Un coleg nu, pe, nu jur că nu e. Nu, uite, nu-mi place mie să fac glumele astea. Da, am râs ceva să am vorbit azi cu el și așa. Mi-a rămas. Foarte bine, excelent. Două un. Da. Păi dacă ei n-au avut echipă, puteau să vândă tricouri cu echipa Steaua? Nu, bănuiesc că nu, dar acum nu știu ce cum judecă justiția în cazul de față și care sunt argumentele. Păi justiția, spune, bă, dacă tu nu aveai tarabă, păi tu dacă nu aveai tarabă, care e prejudiciu? Că tu nu aveai tarabă ca să vinzi, tu nu aveai roșii. Da, dar după ce, în fine, după ce s-au întâmplat toate acest lucru și a făcut, au spus probabil că și ar fi făcut mai devreme poate echipă dacă ar fi avut, că echipa asta trebuia să nu mai fie, să nu mai există. Și nu o facă? Da, nu știu. Nu știu care sunt argumentele. Degeaba mă întrebați pe mine, că nu știu. Vine și spun conform legii, cum se judecă acum, că conform legii europene și românești, dacă 5 ani n-ai folosit o marcă, decade. Da. Se desfințează. Și atunci ei trebuie să decadă marca lor. Ei o să o anulez numele ăsta de Steaua, ei nu o să poată îl poată. Cât plătiți chiria, știți cumva? Habar n-am, nu știu. Probabil cât a plătit atunci, nu știu, echipa națională. 24.500 ar fi chiria, înțeleg. Nu știu cât. Ba. Cât da, este legea... Sunteți dispus să plătiți oricât, amici, cât vă cer? Nu că oricât, cât este legea. Cât spune legea. Păi legea nu ce poate spune să spună legea? Despre o chirie de stadion. Ce spune niște legea? Dispoziții, pușcărie, arestat, miliție, jandarm, pușcărie, 2 ani, 5 ani, 3 ani, 7 ani, 10 ani. Cine domnule? Sau dacă nu, vor cu bătaie, așa le place cu bătaie, dar să se dar ce legătură am vorbit? Vă întrebam despre chirie. Păi cum spune legea? Legea dacă spune 7 lei, 7 lei. Nu spune legea despre nicio chirie, că nu... Păi nu, că spune, există niște norme. Așa, normele, da. Există niște norme. E adevărat că vreți să distrugeți definitiv Clubul Sportiv al Armatei Steaua? Păi de ce treabă am cu ei? Păi așa e ce domnul Talpan, că vreți să distrugeți definitiv. Să-l distrug eu? Da. Păi domnul Naum, păi nu mai... Eu acum, eu nu vreau, că nu mai vreau să jignesc, da. Bă, dar n-ai cum să nu spui. Într-o țară în care Talpan își poate spune cuvântul dumneata, ai vorbit luată cu el, l-ai vorbit, văzut, cum dat? Să nu, da. Și l-ai văzut, este în regulă? Da, da, e perfect în regulă. Nu știu ce vreți să spuneți, dar a fost un interlocutor cu care n-am avut probleme. Păi nu, că nu dă cu toporul în cap. Vorbește aiurea. Cum ar putea prin televizor să-mi dea cu un topor în cap? Păi dar nu poate să dea, dar el... Dacă avea puterea, lua și toporul cu el. Nu cred. Nu cred asta dar și nu cred că trebuie să mergem pe drumul ăsta, că eu nu vă însoțesc. Păi nu glumim acum, glumim. Da, știu, dar glumele sunt tot interpretate. Dacă vorbim de Talpan, așa trebuie să vorbim, că Talpan nu eu, serios, când a vorbit, ultima oară cel puțin, dar nu și în cealaltă dăți, a fost coerent, a vorbit civilizat, a orice. Păi ce prejudiciu să plătești, că nu există prejudiciu? Ce prejudiciu să plătești când tu în 10 ani n-ai făcut în loc o să vedem în instanță de... chestiunea asta, că va fi peste un secol sau două, se va da în ritmul care lucrează instanțele. Se va da. Păi nu că o să face revizuire și nu o să mai existe ăla. Să vedem. Biletele, aveți vreo politică în Ghencea de preț de bilete? Pentru că unii speculează, în fine, unii, uite, Andrei Crist a spus, poate că va pune un preț mic ca să se umple și să cumva să demonstreze ceva cu stadionul plin. Faceți o chestie economică sau... Două la un. Toată lumea vorbește și demonstrați. Am 65 de ani, eu am demonstrat ce am putut și eu. N-am demonstrat că sunt cel mai mare. Am demonstrat și eu ce am putut să fac. M-am zbătut din toată inima mea să demonstrez ce am putut, am demonstrat. Eu nu mă trebuie să demonstrez eu ce nu, m-am nu, la nu, nu-i demonstrație. Puneți prețuri ca la un meci, ca și cum a spune pe arena națională sau nu? Sau care va fi poate? Domne, o să punem niște prețuri. Așa fel încât să fie atractive, să câștigăm bani. Eu vreau să câștig bani. Ori atractive, ori că să câștigați bani. Și. Păi, ca să fie păi atractive înseamnă mici. Păi dacă nu e atractiv, nu-l cumpără oamenii, nu mai câștigi bani. Deci pun niște prețuri care să fie accesibile, să fie un plus stadionul ca să iau bani. Exact. Asta, deci, la ce, exact. Vreți să fie prin stadion. Bun. Vreau să fie prin stadionul. Cât costă, dar nu că pun prețuri mici. Pun prețuri mijlocii, adică să iau bani mulți.
Adică din meciul ăsta vreau să iau și eu 400-500 de mii de euro. Bun. Despre echipă, despre FCSB, mai înțeleg că povestea cu Chiricheș, că... Da, cu Chiricheș am vorbit cu el astăzi. E distanță de cam 100 de mii de euro între mine și el, dar... Pe an. Pe an, dar problema e că el vrea să-i vrea contract pe 2 ani, înțelegi? După aia e situația că eu zic, dacă îți dau suma aia, că el vrea 500 de mii pe an, bine, dacă îți dau 500 de mii, nu-ți mai dau bonusurile. Că e mai mult încă mine să-i dau banii care vrea el și să renunțe la bonusuri. Că eu am încredere că ne calificăm. Că eu îi dădeam la cum ar veni ca să vină, îi dădeam 30.000 pe lună, adică 360.000 pe an, plus 200.000 primă de Conference League, care eu zic că e accesibilă, nu? Domnul Becali, eu zic că mai bine dați-i bonusurile ca să-l motiva să le ia, să joace. Păi da, că altfel, având banii, omul zice... Păi da, eu vreau gata, bonusurile, dar el vrea și bonusurile, vrea și 500.000. Nu putem așa. Da, da. Adică și credeți că vă înțelegeți? Păi el mâine, am zis, vină mâine antrenează-te. Și antrenează-te la echipa ta, la familia ta. Și după aia o să vedem. Deci el de mâine se va antrena la noi acolo. O vedem, ne înțelegem bine, nu ne înțelegem iară. De mâine se antrenează cu FCSB, ziceți. Eu i-am spus și altă chestie. Păi vină, ajută-mă o lună de zile, 3-4 meciuri. Și pleacă mai departe, să ne calificăm. Dacă ne calificăm, îți dau salariul cât vrei tu. Dacă nu ne calificăm, să pleci. Iar dacă ne calificăm, îți dau ce vrei tu, cât vrei tu. Dar știți că sunteți pe care să transferați un pacient, de fapt. Nu vorbesc foarte serios. Acum fost chiar pacient nu englez. Pacient român. Deci Chiricheș în ultimii 3-4 ani mai mult nu a jucat decât a jucat. E o problemă... Eu cred că fotbalul în România e mai ușor, e mai... Adică România nu se mai accidentează cum s-a accidentat în Italia. Nu, okay. Nu o să fie atât de mult de solicitat. Pentru că și imaginile pe care le avem noi acum, nu știu dacă le vedeți, îl arătau pe Chiricheș care tocmai suferise o ruptură musculară. Da, de un geambaș, eu știu asta. Da, dacă îmi facem ce facem, ne asumăm riscul. Adică un an de zile știm și asta. Deci le-am discutat și lucrurile astea. Nu vreau să le discut la televizor, dar le-am discutat cu meme treburile astea. Și a zis, bă, Mihai, un an de zile risc și cu asta basta. Da, în regulă. Dacă nu, alt fundaș central ar trebui să luați. Așa zice lumea, luați. Păi ei spun că ăsta, că fundașul central ăsta de la Potoșan, cum îl cheamă, Haruțul a fost foarte bun. Și plus de asta l-am luat și pe ăla de la echipa națională tineret, care era fundaș central și a jucat mijlocaș, cum îl cheamă. La națională tineret? Da. Alexandru? Alexandru, da. De la Mioveni? Da, de la Mioveni. Alexandru, dar el e fundaș central, ci că el a jucat... Da, drumul la Mioveni a fost. E fundaș central? Eu îl văd mijlocaș central pe Alexandru. Da, dar aici că la Oltenia, la Lignitul, Oltenia a jucat fundaș central. Da. Bun, deci asta mai luați eventual. Deci nu mai luați niciun fundaș dacă nu e Chiricheș central. E posibil, nu pot să zic nu. E posibil, nu pot să zic nu. Mai altceva în afară de asta, eventual ăsta? Mai discutăm cu un jucător, unul care a fost în România, unul atacant. Să vedem. Care a fost în România? Da. Atacant? Centru atacant? Nu, e un atacant. E ăla care îmi plăcea mie de la Botoșani, cum cheamă. Străin? Străin, da. Are pe stângă, mijloc, are pe dreapă. Da. Uite așa. Da, dar care a dat la pe un final de campionat multe goluri. Da. Da, care nu mai e în România. Nu mai în Arabia, dar de acolo a încheiat. Da, o să ne... Domnul Becari, eu vă văd favorit la câștigarea campionatului. Poți să de domnul Ioan. Așa vă văd, domnule, că
Echipa este, nu știu, se întâmplă ceva. Păi și cu farul cum faci, nu, cu ce spune? Păi farul, mai iau și un an pauză, mă joacă în cupele europene, farul. Dar nu, și primul obiectiv care îl avem acum sunt banii. Și banii înseamnă calificare în Conference League. Deci primul lucru sunt bani. Asta o să vedeți dacă se va întâmpla, pentru că nu e simplu. Nu vezi că e greu, noi toți zicem, dar ne dăm seama din ce se întâmplă, că avem fotbal prea slab. Noi zicem că suntem buni și după aceea când ajungem acolo, ne fac praf străinici. Ofosul ar fi? Cum? Ofosul? Cel despre care se vorbea. Nu, ofosul. Nu, ăla... Nu, nu e ofosul, nu știu eu că nu e ofosul. Tot încercăm să... Să ne dăm seama cine este. Dar cred că la un moment dat o să-l găsim. Da, în fine... Unul de culoare, așa. Păi da, știu. Da, nu e. Nu. Da, era unul bun care s-a și accentat la un moment dat după aceea într-un meci niște gol. Cred că v-a și dat și gol atunci, s-a accentat. Da. A dat FCSB-ului un gol, s-a accentat. Da. În fine, am vrut să-l iau. Dar sunteți aproape sau cum e? Sau e... Păi să vedem, negociem cu el, să vedem. El zice ca să renunțe acolo, a jucat toate meciurile acolo ca să renunțe. Uite și Vali Gheorghe, am uitat de Vali Gheorghe, uite, na. Mai e și Vali Gheorghe. Dar nu e fundaș central. E atacant, transfer. Atacant, da, asta, da, se poate, da. Bine, mulțumim, o să-l găsim. Știu despre ce e vorba, dar o să-l găsim. Mulțumesc pentru intervenție, bine, să vedem dacă se va adevări. Keita? Cine? Keita? Keita? Keita, parcă, da, nu? Keita? Nu Keita, nu altfel. Nu Keita. Incredibil. Trebuie să... Eu am tot așa, brunet, așa, de culoare, dar nu foarte negru, mai creol, așa. De Keita am scris și mie cineva. Nu e Keita. Nu e Keita, nu. N-are pas stânga acolo, Lucai. Are pas stânga, l-a dus croitorul, domnul Becali. Da. 2018-19, cam așa, da. Cu 3 viteza, ani. Avea viteză și dribla în stânga acolo. Da. Bine, o să vedem. O fi Keita, nu o fi Keita, o să vedem. Mulțumesc pentru intervenție. Nu e Keita.